cum am spus, învăț la liceul cu program sportiv Viitorul Pitești. Liceu? Da. Clasa 12-a B, profil real. Îmi place foarte mult atletismul și să ajut oamenii de special. Liceul cu profil sportiv. De ce ai ales profilul sportiv? De când faci sport sau cum ți-ai găsit drumul ăsta în viață? Povestea, să-i spun așa, în atletism a început în clasa 6-a, când domnul profesor de sport m-a dus la primul meu concurs, iar eu am fost îmbrăcat în blugi și tricou, neștiind cum stă treaba pe acolo. Am obținut un loc 21 din 120 de candidați și m-am gândit că oare de ce i-au putut și eu n-am putut. Și acolo s-a deschis calea mea. Liceul sportiv n-a fost o prima alegere. Ai mei m-au împiedicat între ghilimele și am mers pe profilul Mate Info de la Liceul Teoretic Ion Barbu, tot de aici din Pitești, urmând ca în clasa 11-a, al doilea semestru, datorită antrenamentelor foarte grele și cu învățatul, a trebuit să mă transfer acolo. Și e mai bine acum pentru tine? Mult mai bine. Să le spunem totuși ascultătorilor noștri că am reușit să fim live pe Facebook, că am făcut aici un schimb de telefoane, că nu mai mergea internetul nicio idee și... Ionuț Niță este invitatul nostru, îl vedeți acolo, o să scriem, o să refacem textul pentru postarea la momentul potrivit, acum dacă am schimbat telefoanele, a dispărut textul. Ionuț, deci liceu sportiv, mai exact ce faci acolo ca sport? Dă-ne... Exact, alergare de care? Viteză? Sportul pe care îl fac este atletism de performanță, iar proba pe care o susțin este... Am susținut foarte multe probe, dar în special îmi place cea de semi-maraton, 21.000 de metri, cea de 10.000 de metri și 44.000 de metri. În special mai mult montan. Alergare montană, 44.000 de kilometri, adică un fel de maraton montan, nici nu știu cum să-i spun, că nici nu știu dacă există ca probă... 44.000 de metri. De metri. Metri, da. Alergare montană... Maraton. Da, de numirea specifică. Da. Maraton montan de fiecare dată. Bun, de ce așa ceva și nu altceva? De ce nu 100 de metri, spre exemplu? De ce nu viteză? De ce să nu fii Usain Bolt? Mi-aș fi dorit eu să fiu Usain Bolt, doar că înălțimea aia nu mă prea ajută. Și am văzut că într-o cursă foarte lungă mă ajută foarte mult mintea. Știu cum să elaborez o cursă, cum să o manipulez, cum să-mi consum energia așa cum trebuie, încât la final să mai am o doză de energie atunci când trec linia de finish. Eu voiam să te întreb, la liceul sportiv nu trebuie să știi așa cam din fiecare sport cât un pic sau mergi doar pe ceea ce ți-a alegi și atât? Noi, să nu credeți că dacă mergem la liceul sportiv facem doar sport sau ceva de genul. Noi nu avem ore de sport deloc. Se compensează cu antrenamentele pe care le avem. Și avem, pe de altă parte, avem PST-ul, pregătirea sportivă teoretică. Și acolo, între ghilimele, mâncăm din toate sporturile. Și în rest, școală normală. Și antrenamentul face strict pe disciplinele pe care vi le-ați ales? Pentru care da, antrenamentele le facem cu disciplina necesară pe care am ales-o și cu antrenamentul necesar, bineînțeles. Ne-ai povestit cum ai început și ai spus de prima competiție la care ai participat, locul 21. De atunci sunt convins că au fost mai multe, așa este? De atunci, da, cred că au fost și încă sunt peste 150 de curse, de toate categoriile, de toate distanțele. Nu am avut reținere de la nicio cursă. Ne poți spune care este cea mai frumoasă cursă sau care ți-a plăcut ție cel mai mult la care ai participat? Cea mai frumoasă cursă cred că a fost cea din 2015, dacă nu mă înșel, cea în care am și intrat ca membru în Asociația Invictus. A fost un concurs organizat în Pitești, triatlonul pe Argeș în jos, iar eu am susținut proba de 10 km. Am alergat normal, m-am simțit foarte bine, doar că la linia de finish toată lumea m-a aplaudat și eu nu înțelegeam de ce. Știam că am alergat doar 10 km, dar știam că nu am dat tot ce era mai bun din mine. Iar toată lumea mi-a spus că bravo, Ionuț, ai luat locul 1. Și eu am fost... Deși nici nu m-am chinuit, nu? Deși nici nu m-am chinuit. Iar atunci domnul Patrick Luca, căruia trebuie și să... Și el un vechi prieten, dacă ar fi minunat dacă s-ar uita, dar el uneori e în țară, alteori e în țară, așa încât... Fac o mică paranteză și vreau să-i mulțumesc din tot sufletul pentru tot ajutorul pe care mi l-a dat și mi-a deschis ochii și mintea asupra sportului. Ne bucurăm că, uite, auzim că... militari de noștri, colegi de-ai noștri care sunt în armată, te-au îndrumat pe cale, sau te-au ajutat un pic pe calea asta sportivă. Acum, ești clasa a 12-a, n-am cum să nu întreb chestia asta, mai ales Gabi m-a pus să întreb neapărat, dacă vrei să vii în armată. Deci nu mai dă vina pe mine. Da, nu mai dă vina pe mine, da. Gabi, așa spune, să nu mai dă vina pe mine, da. Eu aș vrea să vin în armată, doar că
am învățat să-mi pun visele pe primul plan și că trebuie să-mi mulțumesc sufletul prima dată. Și visul meu de viață este să călătoresc, să văd lumea. Să întâlnesc oameni noi, să văd lume nouă, să fiu întotdeauna înfometat de experiențe noi. Și unde te duci până la urmă? E o companie din România, Photo Hotel se numește, și este legat de o altă pasiune de-a mea, fotografia. Îmi place foarte mult să fotografiez orice loc, orice persoană, orice moment. Și o să merg în destinații exotice, precum Lanzarote, Costa de Azur, Tenerife, și o să le fac poze turiștilor. Asta după ce termin clasa 12? Asta după ce termin clasa 12 și iau și bac. Dar rămâi cu sportul în continuare, nu contează, te duci pe acolo, alergi în continuare. O să alergi oriunde. Sigur. Cred că sportul mi-a deschis ochii și mă face să mă simt cel mai bine. Mă duc într-o altă lume. Nu-ți dorești nicio carieră sportivă de performanță? Nu te-ai gândit vreodată să faci mai mult și să începi să participi la nivel profesionist, ca sportiv? Să începi să alergi la un club, exact, să fii legitimat la un club, să începi să alergi semi-maraton sau maraton sau 10.000 de metri? Da, profesionist de data asta. Am alergat și profesionist, bineînțeles, la clubul CSM Pitești, antrenat de domnul Corăja Valentin, care a trebuit să-i mulțumesc și dumnealui pentru ajutorul pe care mi l-a acordat. Doar că am simțit că locul meu nu este acolo. Fiecare, da, trebuie să-și urmeze visul pe care l-are în viața asta. La Invictus n-ai spus cum ai ajuns, dar în continuare vei mai alerga cu Invictus, cât mai ești măcar prin țară? Sigur, din tot sufletul voi alerga. Cei de la Invictus, persoanele de la Invictus mă fac să mă simt foarte bine, neîncetat, cu o foame întotdeauna de victorie și de a ajuta oamenii. Joia, știi cum e, se aleargă în fiecare joi cu Invictus-ii. Bineînțeles. Se aleargă și la Pitești? Poate Piteștiul se lipsească din alergare. Tu alergi? Sigur că da, în special seara. În fiecare joi seara, așa este în toate localitățile. Oricum și dacă te duci să vezi lumea asta, poți să alergi oriunde cu Invictus, faci o poză, o pui pe pagina de Facebook, Invictus Sigur România. Da. Și cauza, într-adevăr, este dusă mai departe. Exact. Mai rămâi un pic cu noi, avem niște mesaje, nu știu cine, eu nu văd cine a scris acolo, dar eu vreau să Daniel citesc altceva. Daniel Mițu îți transmite Next și cred că se referea la cursă, pentru că erau, vorbeai de cursele la care ai participat. Care e cursa următoare? Da, care vrei să unde vrei să mergi. Cursa următoare aș vrea să încerc pe The Color Run de la București. Este o cursă în care oamenii te stropesc cu tot felul de praful colorate. Au niște pudre colorate și la final cine trece linia de sosire, brusc devine un pic colorat. E frumoasă, dar e drăguță, e fun. Iar un alt concurs pe care aș vrea să-l susțin este Internaționalul 10K de la București. Da, semi-maratonul de la București. Două cuvinte înainte de a striga cu toții cu Invictus și să-ți mulțumim că ai fost lângă noi. Ioan Levente Polgar este alergătorul român care îi lipsește o mână. El tot așa alergă, nu mai e de mult la semi-maratoane și maratoane, deja el este un ultramaratonist. A plecat acum de curând spre Laponia. Vrea să aleargă împreună cu un alt coleg, vor fi, nici nu știu, 5.000 de kilometri, 5.500 de kilometri, ceva de genul ăsta, și vor să o facă tot traseul într-o lună și jumătate. Este minunat, dar mai frumos este altceva. A fost întrebat de colegii de la ProSport pentru ce aleargă și răspunsul lui este ăsta. Vrem să arătăm lumii prin purtarea tricourilor Invictus România că noi ne cinstim eroi. Vrei să scriem la final două rânduri de poveste frumoasă, cum am reușit să trecem peste anumite momente. Noi am scris povestea noastră frumoasă cu tine acum, dar sperăm peste câțiva ani să te avem din nou cu alte rezultate minunate sau cu niște fotografii minunate să ne vorbești despre ce ai reușit să faci în viață, ceea ce ți-ai propus. Unde ai reușit să te plimbi. Cu cea mai mare plăcere. Deci mulțumim mult de tot. Ionuț Miță a fost alături de noi și nu ne rămâne acum decât să strigăm și noi Go Invictus și nu uitați să alergați alături de Invictus. Go Invictus!